fericile iubirii. Pe fondul reapropierii de Perneș, Sabrina își exprimă stările pe care le simte față de el într-o discuție cu Larisa. Un sentiment fain. Un lucru. Mă, de multe ori. Deci vorba asta chiar e adevărată. Când pierdem ceva, îmi dăm seama că ceea ce am pierdut e poate chiar ceea ce vroiam, știi? Mhm. E ceea ce trebuie. Asta e fără. De multe ori știu ce mă viață, nu vedea seama ce ai lângă mine decât când pierd. Când pierde omul ăla. Trebuie să adevărat. Și spun o chestie. Poate dacă Iana nu era și nu ajungea și nu-l făcea pe Perne să umble așa după ea și un alt, atunci nu-ți dai seama. Știi că mi-am mai dat seama cu simțea chestii ceva pentru el? Când am fost atunci de ziua lui, mi-am amintesc? Am stat noi afară cu stai? Da. Stăteam pe canapea? Mhm. Ai văzut că atunci am luat în brațe? Da. Poate mă crezi că era fain? Am venit la amândoi, știi? Și nu știu, a fost ciudat, adică capul îmi zicea că dă-te înapoi, nu sta, știi? Mm-hmm. Gen, nu îl creadă altceva. Inima mea era că da, stai, profite de moment. Dacă mă uit în ochii lui sau gen, când zâmbești, m-am topit. Îmi bat șarele, îmi întorc capul. Să clas, nu mai ai. Cred că acum când o să fie iar să sărutul ăla, știi, o să fie așa ceva, wow! Pupați-vă odată! Ce mai așteptați? Eu sunt profil de fiecare moment în pată. Mă bucur de prezența lui așa cum trebuie. Mireasa, mireasa. Dacă nu s-o terminat pentru mine mireasa de 1000 de ori și-o reînceput. Ferească-mă Dumnezeu. Câte chestii am simțit aici. Și la ce intensitate și... Doamne, câte trăiri, cât ce-am gata, terminat totul, mai vreau nimic, după aia iar mai vreau și mai puteai un pic. Și nu te rog o chestie, tot ce ajunge din afară, dacă nu sunt eu aici sau ce-o fi, nu te lăsa după scrisori și după toate cele spuse și ce zic oamenii de afară, sau ce zic ăștia din casă. Că poate la un moment dat, acum că nu sunt împăcați, o să te ia multe lume în voi. Trăiește-ți prezentul tău cu Perneș. Bucură-te de momentul ăsta, de fericirea voastră, iubiți-vă, face lucruri frumoase, așa nebunate, ce și gata, e. Acum chiar că te vă convinți 100%, adică acum știi ce vrei? Ha, băi, se pune buba! Să mai dai iară în spate, că te și bat eu! Oi. Asta trebuie, că dacă nu, vin la nuntă! Nu mă mai gândesc, mă vorba. Domnișoară de onoare. Și mie mi se pare ciudat, nici mie nu mi se cred. Și Perneș, mâncața și sufletul. Astăzi, cum veneau material ceva? Cum era vorba despre ceva? El, așa îi fugea ochii la tine, știi? Eu n-am văzut că era spatele meu, nu? El tot se uita așa la tine. Și când era pe canapea? Făcea ce făcea, clipea, se uita. Clipea, se uita. Știi că atunci când ziceam că vreau acasă, de ce voiam acasă? Îmi doream să merg acasă, în ideea în care nu puteam să percep o împăcare, știi? Și mă deranja mult sau mă durea mult să-l văd pe aici, știi, și ce nu cu mine. Sau ne putem să fim împreună, știi? Pentru că excludeam ideea din păcare din capul meu. Și e foarte bine că au venit și fetii noi, știi? Și e foarte bine că i-a plăcut cineva. Pentru că poate trăia și el cu impresia asta, știi? Cine știe... Că dacă era alt fapt, dacă nu știu ce, așa măcar să nu fie dubii, știi? Eu nici n-am avut așa sentimente puternice cum a avut el, da? Și cum a declarat el. Și nici eu nu mă simțeam disponibil emoțional în totalitate pentru altcineva. Tot așa am rămas și eu cu impresia că cumva relația noastră s-a încheiat prea așa, fără să fie, da, consumată, fără să fie, nu știu. Nu știu cum să te explic. Pur și simplu mi se pare mic, nu pot mai mult. Și când avea rost să-l țin pe loc, știi? Avea rost să te implici și mai tare, pentru că la momentul respectiv mi se părea că nu pot să ofer mai mult. Mai am de lucrat la încrederea mea în el. Nu pot zic că am încredere în totalitate, dar o să vină și asta pe parcurs. Păi da, vine treptat. Știi că nu mi s-a mai rupt așa un pic sufletul? În momentul ăla în care Nora a plecat, știi? Și a
despărțirea aia, știi, dintre Leo și Nora. Da. Și atunci am uitat cu colțul ochiului la el, știi? Și mă gândeam, dacă o să fie în momentul în care o să trebuiască să plec și eu, știi, și eu să rămân aici. Cum o să fie, da. Fai, deci parcă am simțit așa plecarea mea și cu niște lucruri neterminate aici și cu lucruri netrăite aici. Mi se rupea sufletul, că dacă plec vreodată și rămân aici, eu nu vreau să îmbrățișez pe nimeni. Acum Perneș, ia și dă-ți făcutia aia în care ai îngropat. Bă, asta îi zicea Aline în pauză, zicea Aline, bă, cred că am purcat mult scoci pe cutia aia. Eu sunt așa dintr-o dată, știi? Iar eu am scos perna aia cu noi doi de la naftalină, de după pat. Ai scos-o de la naftalină? Capricile iubirii. Și nu înțeleg, Perneș, ce râze așa pe sub mustețe? Ce? Sunt obosit, trebuie să mă înțelegi. Ești obosit? Da, super obosit. N-am dormit asta. Dar ce-ai făcut, dragă, azi noapte? Da, păi, n-am. Legânam copii. Chiar legânam copii. N-am putut să dorm. Nu știu de ce. Aveai emoții? Nu. Eram de ochiat, cred că. Da, te-au de ochiat. Ce zici de imaginile pe care tocmai ce le-ai văzut? Repet, sunt foarte obosit, nu le-am văzut foarte bine. Ce să zic? Vrei să le mai difuzăm o dată? Nu, le-am înțeles. Sunt drăguțe. Drăguțe? Da. Atât? Mă, aduceți un cutter să tragem, să tăiem scociul ăla, mă, că nu mai înțeleg nimic. Deci, nu pot să zic, îți zic în pauza aia, când fu unul, nu fu altul, când fu altul și cu altul, că nu pot să zic la televizor. Așa sunteți voi. Da. Dar e bine, nu? Mie îmi place că e așa. Mai bine, mai liniștit, mai retras, mai vorbe mai puține, care să însemne mai mult. Dar ce, nu vrei să o sperii pe Sabrina sau ce? M-o speria de-a pe mine, așa că nu știu. Nu vreau să speriu. Ați inversat rolurile? Ca să înțeleg că mă duc să aprind o lumânare, frate, că nu mai înțeleg nimica, poate mă luminează Dumnezeu. Am puțin surprins, așa, adică nu-i vine să creadă. Da, nu-i parcă nu-i să creadă. Sunt așa surprins de unele chestii și le analizez mai lento. Nici să nu se bucure prea tare, că nu se știe cu Sabrina. Doamne, am auzit iar cuvântul lento. Și ce credeți? L-am auzit din gura lui Perneș, adresat fiind Sabrinei. Doamne, am trăit să o văd și pe asta, deci nu-mi vine să cred. Da. Uite, asta e rezultatul spațiului pe care l-ai oferit. Că l-ai oferit tu, ducându-te în altă direcție, e tot un spațiu pe care l-ai creat și atunci... Dar știți ce Sabrina remarc? Trebuie să-l umple venind spre tine. Eu spun despre femeile îndrăgostite și nu spun doar eu, așa se vede de la o poștă, că sunt puțin de... Știți? Râd așa... Hai să nu zic chiar prostește, dar cam asta e realitatea. Adică am trecut și eu prin experiența asta, adică nu e ceva. Și voiam să te întreb ce ai mâncat de ești așa. Dar nu, eu cred că n-ai mâncat, ai... Chiar voiam să o întreb pe Sabrina dacă e sigură că nu e doar ceva de moment, pentru că a fost apropiere între Perne și Iana și să, nu cumva să punct ochit, punct lovit și după iarăși să o ia... Acum să nu-i tăiem aripile lui Perneș, că era și el. Avea un moment de fericire, l-am văzut cum s-a schimbat la față. Și eu am întrebat, și eu mă gândesc. Da, am vorbit despre asta. Dar tu ești pregătit? De? De să mănânci o pâine, despre ce crezi că vorbim aici? Ești pregătit pentru Sabrina? Dacă ești pregătit pentru Sabrina? Nu știu încă. E bine că ești cinstit. Hai să auzim mesajele care au venit din social media. Voi sunteți pregătiți? Pentru asta nu. De când s-au reapropiat, recunoscut, să auzim. Le urez succes în acest nou drum. Cu siguranță între ei au fost clar sentimente, însă, din păcate, nu au știut să arate și să se bucure de moment. Sperăm ca de data aceasta să descopere cu adevărat și să nu mai lase factorii externi să intervină în relația lor. Sabrina a așteptat să vadă ce băieți intră și nu a fost pe placul ei, așa că s-a întors la roata de rezervă. Asta este. Poate și-a dat seama că îi place de el sau a ascultat sfatul mamei. Oare de ce vrea iar Sabrina cu Perneș? Vă spun eu, pentru că este mirele săptămânii. Sincer, mă bucur pentru ei. Sunt foarte frumoși. Să fiți puternici și să treceți peste toate împreună.
Mulțumim frumos. Și mesaje și pro și contra până la urmă. Părerile sunt împărțite. Da. Normal.